Spațiul sportiv Giurgiu Vean a rămas mai sărac după ce, pe lângă alte sporturi, și fotbalul județean a intrat în vacanță. Divizia 4-a fotbalistică și-a luat la revedere de la gazonul verde sau mai puțin verde de pe stadioane, iar Federația Județeană de Fotbal a spus da vacanței competiționale, până ce vremea va fi iarăși prielnică pentru fotbal. Cu puțin noroc și cu mai multă vreme bună, campionatul Divizia 4-a va începe după 15 martie. Iubitorii fotbalului mai trebuie să aștepte până atunci. Până una alta, să ne reamintim parcursul Seriei Sud, una mai aproape de cămașa noastră, pentru că nu-i așa, pe la noi curge Dunărea. 14 echipe au luat startul campionatului județean în Seria Sud, pretendentele la titlu fiind Arsenal Malu, campioana în titlu, Unirea Izvoarele, deținătoarea Cupei Județene, și Dunărea Giurgiu, clasată pe locul 3 la finele campionatului trecut. După 13 etape, pretendentele la primele locuri s-au detașat cu greu, iar Dunărea a reușit să cucerească titlul de campioană de iarnă, cu 37 de puncte în clasament, la 3 puncte distanță de Arsenal Malu și la 4 puncte de Unirea Izvoarele. Dunărea a avut un parcurs impecabil, presărat cu victorii la scor mare și un singur egal, 1-1 în deplasare la Arsenal Malu. Parcursul nostru, după cum bine știe toată lumea, a fost unul, zic eu, în acest an de excepție, ținând cont că în cele 13 etape disputate avem un rezultat de egalitate și 12 victorii, un gol averaj destul de bun. Evoluția echipei a fost așa cum ne așteptam, așa cum am pregătit-o toată perioada din vară. La rândul său, formația Arsenal Malu și-a trecut în palmares 11 victorii, înregistrând un egal cu Dunărea și o înfrângere la Mihai Bravu. Așadar, Arsenal Malu își trece în cont două semieșecuri. Suntem pe locul 2 în campionat, un loc eligibil pentru play-off. Am trecut în semifinalele Cupei României, deci să zicem că a fost un an bun, nu foarte bun, pentru că au existat și sincope, egalul de acasă cu Dunărea Giurgiu și înfrângerea de la Mihai Bravu. În rest, numai victorii pe linie. Deci nu putem să spunem că a fost un an rău. Prima parte a campionatului a adus și scoruri pentru golaveraj, printre care se detașează acest Arsenal Malu, Progresul Valea Dragului 18-1, CSM Dunărea Sispicul Izvorul 11-1, ASE Voința Slobozia, CSM Dunărea Giurgiu 0-13, CSM Dunărea Argeșul Hotarele 11-0, CS Unirea Izvoarele, ASE Voința Slobozia 10-0, ACS Arsenal Malu, ASE Real Vărăș 15-1 și CS Unirea Izvoarele, ASE Viitorul Vedea 12-0. Dar până una alta, pauză în Divizia 4-a fotbalistică, unde campionatul județean se va relua, cum spuneam, după 15 martie. Dar până atunci, spre începutul lunii, Dunărea are preconizate 7-10 zile de pregătire centralizată în cantonament, asta dacă sponsorii echipei sunt dispuși să dea o mână de ajutor.